Slăviți să fie Domnul! Amin! Citea pastorul despre, dacă nu mă greșesc, Psalmul 92 și citea el că dimineața vestim bunătatea Domnului și seara credincioșia Lui. Aleluia. Este un lucru foarte adevărat. De ce dimineața bunătate? Pentru că te scoți dimineața și te uiți în jurul tău. Soția ta este în viață, nu? Yes. Soțul este în viață, tu ești sănătos. Yes. Ai pâinea de toate zilele, îți merge bine, ai liniște în casă și când te uiți la toate lucrurile acestea, realizezi că Domnul este bun cu tine. Aleluia. Măcar că nu meriți. Yes. Măcar că nu meriți. Și seara, când vine timpul să te culci, după toată alergarea ta, realizezi că Domnul este credincios. De ce? Pentru că a promis că nu te va părăsi, nu te va lăsa, yes, îți va purta de grijă. Yes. Neprihăniților să le dă până ca prin somn, a fost cu tine, ți-a dat izbăvire, te-a călăuzit, te-a păzit de oameni răi. A fost cu tine pe drumuri, a fost cu familia ta. Și înțelegând lucrurile acestea, îl auzi pe Dumnezeu și îl binecuvântezi spunând că, Doamne, Tu ești credincios, făgăduințelor Tale, slăvit să fie Dumnezeu. Aleluia, yes. Vreau să citesc un singur verset de la Luca, capitolul 18 cu 8, partea a doua a versetului, spune: Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Este o întrebare care a trebuit să ne o punem fiecare dintre noi. Și Biblia spune în altă parte: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Yes. Vegheați dar și fiți treji în vederea rugăciunii. Vedeți? Aici spune Biblia, va găsi oare Domnul credință? În altă parte spune că Domnul este aproape. Deci vegheați în privința păcii, în privința sfințirii, în privința rugăciunii. În altă parte spune: urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Doar oamenii care sunt curați vor vedea pe Dumnezeu. Deci Biblia spune: sfințiți-vă pentru că Eu sunt sfânt. Deci vreau să vorbesc în seara aceasta și să ne oprim la această întrebare. Când va veni Fiul omului pe pământ, ce va găsi El în viețile noastre? Ce va găsi El la tine și ce va găsi El la mine? De ce? Pentru că Biblia spune că fiecare dintre noi vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală de felul nostru de viețuire pe acest pământ. Deci vreau în seara aceasta să ne uităm și să vedem ce avem în noi. Să te uiți la tine, să te uiți la mine și să-ți pui întrebarea: dacă vine Domnul astăzi, ce găsește Domnul la mine? Găsește sfințenie? Găsește neprihănire? Bunătate? Găsește pace? Milă? Oare găsește lucruri care ne vor osândi și ne vor îndepărta de împărăția lui Dumnezeu? Primul lucru pe care vreau să-l scot în evidență este: când va veni Fiul omului, când va veni Dumnezeu, va găsi El guri care binecuvântează? Biblia spune că limba noastră este cel mai mic dintre mădulari, însă ne face atâtea probleme. Este ca o fiară care nu putem să o îmblânzim. Și ne luptăm cu ea în fiecare zi, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu, ca să nu vorbim de rău pe frați, ca să avem în gura noastră cuvinte trese cu sare, cum spune Scriptura. De aceea, întrebarea pe care trebuie să ți-o pui ție și să mi-o pun mie în seara aceasta: când va găsi, când va veni Fiul omului, te va găsi pe tine și mă va găsi pe mine având o gură care binecuvântează? Statistica spune că 80% dintre toate discuțiile care le au oamenii
sunt nu despre ei, ci despre alții. Și când oamenii sunt la lucru, statistica arată că 90% dintre toate discuțiile care au oamenii care sunt la lucru, sunt discuții despre alți oameni. Și din păcate, cele mai multe discuții sau cele mai multe procente din aceste discuții sunt vorbiri de rău, judecată. Ai auzit ce a făcut are. Și începem să ne vorbim unii pe alții de rău. De aceea, întrebarea se pune, când va veni Fiul omului, a va găsi gura ta și gura mea binecuvântând pe Dumnezeu, vorbind de bine pe oameni? Mai departe, statistica arată că 5 ore pe zi noi vorbim despre alți oameni. Amoi, gândiți-vă când stați acasă, când mâncați, nu știu, cu nevasta, cu soțul. Veți vedea că multe din discuțiile care sunt despre alții. Despre biserică, despre, nu știu, frați, despre surori, despre păstori, despre colegi, despre alți oameni. Și puțin vorbim despre noi. Puțin vorbim despre minusurile noastre. Puțin vorbim că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Puțin vorbim că avem în viețile noastre scârzăminte și trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să ne pocăim, trebuie să slujim pe Dumnezeu. De aceea, este primul lucru pe care noi trebuie să-l rezolvăm în viața noastră. În Iacov 3:9, Biblia spune, cu ea binecuvântăm pe Domnul, Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași cură este și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Și Petru merge mai departe și spune, nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Dimpotrivă, binecuvântați, că și la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântare. Deci trebuie să ne facem obiceiul de a vorbi bine biserica lui Dumnezeu. Să ne facem obiceiuri de a vorbi bine pe cei care slujesc în biserică. Indiferent de cum merge cântarea, indiferent de cum merge predica, indiferent de cum sunt rugăciunile, să vorbim de bine lucrarea lui Dumnezeu. Vorbește de bine soția ta, vorbește de bine pe părinții tăi, vorbește de bine pe păstorul. Și dacă lucrurile nu sunt așa cum vrei tu, și când ies oamenii și slujesc, spune, Doamne, deschide ușa de cuvânt. Doamne, lasă în seara aceasta o scăldătoare. Doamne, lasă puterea ta care este mare peste cei care slujesc, ca să ne putem bucura în seara aceasta. Pentru că dacă nu vii tu, dacă nu vii tu, Doamne, între noi, vom sluji cu puterea noastră și noi suntem limitați. Însă când vii tu, Doamne, și e în primire, Dumnezeule, ne putem bucura. Și oamenii, Dumnezeule, care fiind în biserică goi, vor pleca acasă plini de puterea ta, plini și înviorați de Duhul tău și Sfânt, să vii să fie Dumnezeu. De aceea, întotdeauna să te deprinzi, să vorbești de bine lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Ne vorbim de bine unii pe alții. Nu blestămăm, nu judecăm, nu ne ocărâm, nu ne vorbim de rău, pentru că lucrurile acestea le fac oamenii în afară. Însă între voi, spune Iacov, să nu fie așa. Aceasta nu este bine. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se vorbească de bine unii pe alții și să binecuvânteze. De ce? Pentru că la aceasta a fost chemați, ca să primim binecuvântările. Vrei să fii binecuvântat? Binecuvântează pe cel care cântă, pe cel care vestește cuvântul, pe cel care are probleme, pe cel care o duce mai rău. Binecuvântează, roagă-te pentru el. Vorbește cuvânt înaintea Domnului. Spune, Doamne, ai milă de omul acesta. Binecuvântează, scoate din starea aceasta. Dă-i, Doamne, izbăvire. Și lucrurile care le aștepți ca să se întâmple în viața ta vor veni peste tine. De ce? Pentru că tu ai binecuvântat pe alți oameni și Dumnezeu te va binecuvânta pe tine. Biblia spune, cine udă pe alții, el singur va fi udat. Primul lucru, când va veni Fiul omului, va găsi gura ta și gura mea să binecuvânteze, oare să vorbească de rău? Este o întrebare la care în seara aceasta fiecare dintre noi trebuie să se cerceteze și dacă vorbim de rău, să ne schimbăm. Să lăsăm vorbire de rău, să lăsăm cârtirile, să lăsăm cuvintele tăioase, să lăsăm minciuna, să lăsăm lucrurile acestea care ne murdăresc și să ne facem rost de o gură nouă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin? Amin. O altă întrebare. Când va veni El, Dumnezeu, va găsi inimi mulțumitoare? În Matei 26:27 Biblia spune,
Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit cu Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el. Este exemplul pe care îl avem noi în Hristos. Iisus avea acest obicei de a mulțumi Tatălui. Înainte ca să-l cheme pe Lazar afară, din mormânt, Iisus s-a rugat Tatălui și a spus, Tată, îți mulțumesc că ești tu, totdeauna mă asculți. Este exemplul pe care îl avem noi. Să avem o inimă mulțumitoare în toate împrejurările vieții. În Evrei 12:28 Biblia spune, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Mulțumirea principală pe care o avem noi înaintea lui Dumnezeu este că noi suntem ai Lui. Că numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Că nici demonii, nici oamenii, nici împrejurările, nici bolile, nici suferințele, nici domniile, nici puterile, nici lucrurile rele, nici ziua de mâine, nimeni nu te poate smulge din brațul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate sterge numele tău din cartea vieții. Și Biblia spune, știind că am primit o împărăție care nu se clatină, care nimeni nu poate să te fure, Biblia spune, fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru lucrul acest. Amin? Amin. Slăviți să fie Dumnezeu! Amin. Este cea mai mare mulțumire pe care noi trebuie să o avem înaintea Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit, îți mulțumesc că m-ai eliberat, îți mulțumesc, Doamne, că în trecut eram un nimeni, eram un bețiv, eram un om rău, eram un om, Doamne, Dumnezeule, cu pofte rele, eram în întuneric, eram legat, însă astăzi, Doamne, prin harul Tău, prin mila Ta, prin Duhul Tău, Tău Sfânt, mi-au căzut legăturile, mi-au căzut, Doamne, lucrurile care mă legau și m-ai făcut, Doamne, să fiu liber, ai pus în mine, Doamne, bucuria mântuirii și nădejdea slavii, deci te laud că ești mai mântuit, slăvit să fie Dumnezeu. Aleluia, yes, aleluia, praise the Lord. Când m-a venit El, m-a va găsi, te va găsi, având o inimă mulțumită, primit o împărăție care nu se clate. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. O nădejde care nu ne înșală. Oamenii ne înșală, oamenii promit multe și nu se țin de cuvânt, însă Domnul a spune, Domnul a spus că mulți se pot cutribura, însă iubirea Lui nu se poate lua de la noi. Cuvântul Lui va rămâne în veci, slăviți să fie Dumnezeu. În 1 Timotei 6:6 Biblia spune, negreșit, evlavia, însoțită de mulțumire este un mare câștig. Yes. Slăviți să fie Domnul. Când alegi să fii mulțumit, câștigi. Când vine ora să vii la biserică, nu te lupta să mai lucrezi o oră. Nu te mai lupta să-ți faci treburile pe acasă. Spune, pentru mine este destul cât am. Pentru mine este destul banii aceștia pentru ziua aceasta. Pentru mine este destul mașina aceasta. Pentru mine este destul geabul acesta. Eu vreau să fiu la închinare. Eu vreau să fiu în casa lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu acolo unde Biblia spune mai bine o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Decât o mie în altă parte. Ori de câte ori alegi biserica și nu vezi Iisusul tău. Biserica și nu geabul tău. Biserica și nu familia ta. Prezența Domnului și nu prezența oamenilor. Vei câștiga har, vei primi putere, vei primi ungere și Duhul Domnului va veni peste tine și vei putea să pleci acasă schimbat, transformat, vindecat, slăvit să fie Dumnezeu. Lord, praise the Lord. Amen. Așa este. O mare câștig când te mulțumești cu ceea ce ai. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia Dumnezeu. Care este voia Dumnezeu? Nu mulțumirea, toate lucrurile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Că și aceasta este voia Dumnezeu. Toate lucrurile sunt voia Dumnezeu. Sunt lucruri pe care noi nu le înțelegem. Sunt atâtea întrebări la care nu avem răspuns. De ce se întâmplă lucrurile acestea? De ce cei care trăiesc o viață murdară sunt binecuvântați și cei care trăiesc o viață curată o duc mai rău? De ce? De ce cei care vin în casa ta suferă și cei care nu te caută pe tine parcă le merge bine? De ce?
Avem atâtea întrebări, avem atâtea lucruri care ne frământă și nu avem răspunsuri la ele. Însă Biblia spune că și voia lui Dumnezeu este toate lucrurile. Fie în bine, fie rău, fie când plouă, fie când este soare, dimineața sau seara, noi știm că Dumnezeu este cu noi. El este de partea noastră. Și Biblia spune că și un păr din capul nostru nu va cădea la pământ fără de voia lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Yes, yes. Și mulți se frământă. De ce? De ce, Doamne? Pentru ce? Însă ceea ce vrem noi să știm, ceea ce este important pentru noi, nu este de ce și pentru ce. Ceea ce este important pentru noi să știm, Doamne, că Tu ești cu mine aici, că Tu ești cu mine în momentul acesta, că Tu ești de partea mea, că Tu ești în familia mea, că Tu, Doamne, ești în control. Ceea ce noi trebuie să știm și să dorim să știm este că indiferent de ce se întâmplă, Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie El. Ai o casă unde poți dormi, fii mulțumitor Domnului. 100 de milioane de oameni, statistica arată că n-au unde să locuiască. Și Biblia spune, eu mă culc și adorm în pace că Domnul veghează asupra mea. Slăviți să fie Domnul, că și avem o casă unde putem să ne culcăm în pace, să dormim în pace. Mulți n-au o casă, însă tu o ai. Fii mulțumit de aceasta. Ai un prieten? Statistica arată că unul din 10 oameni nu au pe nimeni. N-au prieteni, sunt singuri. Și nu-i nimeni lângă ei să-i încurajeze. Nu-i nimeni lângă ei chiar dacă cad să-i ridici. Nu-i nimeni lângă ei să le spună o vorbă de încurajare. Însă tu ai prieteni. Tu ai frați. Tu ai părtășie frățească. Tu ai oameni care se pot ruga pentru tine. Tu ai oameni care te iubesc, care țin la tine. Tu ai oameni care îți fac bine și durău. Mulțumește-L Dumnezeu că ai prieteni. Mulțumește-L Dumnezeu că ai familie. Fii mulțumit că mănânci în fiecare zi. Aproape 1 miliard de oameni pe pământ nu pot să mănânce o dată pe zi. Nu pot. Și noi mâncăm de câte ori? De multe ori pe zi. Și mâncăm bine. Spune păstor, de 7 ori. Unii zic, eu mai mult. Sunt unii oameni care îi cunosc, dacă nu mânca până la ora 2, tremură. Nu pot. Să-mi beau cafeaua, să-mi beau ceaiul, să mănânc prăjitura, nu pot fără mâncare, nu pot. Și slavă Domnului că și Biblia spune chiar când mâncăm, prin aceasta lăudăm pe Dumnezeu și binecuvântăm pe Dumnezeu. Însă sunt mulți oameni care n-au ce să mănânce, însă tu ai. Și tu poți să alegi ce să mănânci. Nu mănânci orice. Care aleasă, mâncare bună. Mulțumește Domnului pentru mâncarea care o are. Apa pe care o bem. Atâția milioane de oameni pe pământ nu au acces la apă potabilă. Și noi nu doar că bem apă potabilă. Noi când plecăm la stor, noi alegem. Unii spun, eu beau doar apă smart. Alții nu, eu Fiji. Alții, nu știu, Casablanca. Și mai departe, alegem apa care este cea mai bună. Bem apă bună. Avem acces la ea. Însă, mai mult decât apa aceasta fizică, noi avem acces la apa duhovnicească. Iisus a spus, eu sunt pâinea și apa vieții. Cine vine la mine, nu va înseta niciodată, slăvit să fie Dumnezeu. El ne răcurește Duhul nostru. Yes. Slavă Domnului! Yes. Mulțumesc Domnului că o duci bine. În America, 37 de milioane de oameni trăiesc sub linia sărăciei. 37 de milioane de oameni. Amoi, noi suntem niște emigranți, oameni care am venit din Moldova, din Ucraina, din Rusia, în America. Și americanii care s-au născut în țara aceasta, mulți dintre ei trăiesc mai rău decât noi, emigranții. Noi o ducem mai bine decât ei. Este un mare har. Mulțumesc Domnului că o duci bine, să merge bine. Uite jurul tău, deschide ochii să vezi cât de mult ești binecuvântat. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Însă mulți n-au ochi să vadă. N-au ochi să vadă cât de mult Dumnezeu i-a binecuvântat pe ei. O altă cauză de mulțumire este că poți să vezi cu ochii tăi. 37 de milioane de oameni sunt orbi în întreaga lume. Și tu ai ochi să vezi. Să-ți vezi familia, să-ți vezi copiii, să-ți vezi nevasta, să-ți vezi bunii. Frații, surorile, este un mare har să poți să vezi. Problema cu noi este că noi ne bucurăm de toate aceste lucruri
și le luăm așa ca și când așa trebuie să fie, până când nu le mai avem. Și când nu mai ai vedere, înțelegi cât de minunat a fost să vezi. Când nu mai ai geab, înțelegi cât de bine a fost să ai geab. Când nu mai pune pe masă, înțelegi cât de bine când ai avut pune pe masă. Când nu mai ai pe mama în viață, înțelegi cât de mare binecuvântare ai avut să o ai pe mama în viață. Când nu mai ai un loc unde să te închizi, să te rogi, pui preț pe casa Dumnezeu, pe părtășia frățească. Însă când le ai în abundență, când le ai cu donașul, când le ai mult, nu poți să prețuim. Nu poți să ținem lucrurile acestea. De aceea este timpul ca să deschidem ochii și să vedem cât de mare și cât de bun este Dumnezeu. Mulțumește Domnului că ai ochi să vezi. Aleluia. Să vezi. Însă mai important decât ochii aceștia sunt ochii spirituali. Care trebuie să fie deschiși. Pentru că la mulți dintre noi sunt închiși, Biblia spune: întorc privirile spre munți, mă uit spre munți, de unde îmi va veni izbăvirea? Unii oameni caută izbăvirea în locuri greșite. Caută izbăvirea în altă parte. Însă Biblia spune că izbăvirea noastră vine de la Domnul oștirilor. Izbăvirea noastră vine de la Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Izbăvirea noastră vine de la Dumnezeu oștirilor, slăvit să fie Dumnezeu. Deși Biblia spune, când îți îndrepți privirile spre El, te minunezi și nu ți se umple fața de rușine, slăvit să fie Domnul. Vrei să primești binecuvântare? Uite-te la Dumnezeu. Vrei să primești vindecare în seara aceasta? Deschide ochii și privește la Dumnezeu și să ai credință că este aici, El este atingea, să se atingă de tine, să se atingă de mine, să ne schimbe starea ca să fim oameni devotați Lui, oameni care nu mai trăim pentru poftele noastre, ci oameni care suntem scriși în oastea Lui și dacă trăim, trăim pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amen. Când îți întorci privire spre El, te bucuri. Când îți întorci privire spre El și dacă crezi că toate făgăduințele Lui sunt da și amin, ele se împlinesc în viața ta. Pentru că dacă venim înainte Lui cu credință, Dumnezeu este în stare să se atingă de noi și să ne binecuvânteze așa încât plecând acasă să spunem: ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Am venit de Domnului cu inima mulțumitoare, i-am mulțumit și Dumnezeu mi-a dat pace în inimă, mi-a dat bucurie. Am venit la biserică, având probleme în ființa mea, în trupul meu, și Dumnezeu s-a atins de mine. De ce? Pentru că am căutat să fiu cu prezența mea în biserică, cu gândurile mele în biserică, am căutat să văd pe Dumnezeu în predică, am primit cuvântul Domnului care s-a vestit de aici, de la Amvon, l-am primit ca un cuvânt din partea lui Dumnezeu și am ieșit în față și m-am rugat Domnul cu credință și Dumnezeu m-a vindecat, lăudat să fie Dumnezeu. Amen. Amen. Că ai un trup întreg, că nu ai handicap, mulțumesc Domnul. Trupurile noastre nu sunt pentru să ne facem de cap. Trupurile noastre nu sunt ca să facem din trupul nostru și din mădularele noastre niște unelte ale vrăjmașului. Și trupurile noastre sunt ca să le aducem înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă vie, plăcută și desăvârșită. Amin? Amin. Yes. O jertfă plăcută Domnului. De ce Biblia spune: întrați cu podoabe sfinte înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca să ne ținem acest trup curat și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Altfel, spune Pavel, vom fi lepădați. Altfel ne luptăm degeaba. Altfel ne predicăm degeaba. Altfel ne cântăm degeaba. Nu contează câte versete din Biblie știi. Nu contează cât de bine predici. Nu contează cât de bine cânți. Nu contează cât de multe rogi în alte limbi. Când ești în locul acesta, dacă nu ai putere să spui nu păcatului, nu ispite, dacă vorbești rău pe fratele tău, dacă păcătuiești zilnic, vei fi lepădat și voi fi lepădat. De aceea Dumnezeu să ne dea putere să ne ținem în vasul acesta în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Amin. Yes. Când va veni El, va găsi El oare bucuria cântării? Bucuria mântuirii noi? Biblia spune că este vreunul dintre voi prin suferință? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, cântarea de laudă este foarte importantă. Cântarea de laudă este mai importantă decât rugăciunea, este mai importantă decât predica. De ce? Pentru că cântările de laudă nu sunt pentru ca să ne laudăm pe noi, să ne înălțăm pe noi. Toate cântările sunt pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Și în cer se cântă 24 de ori, din 24 de ore, sfinții spun: slăviți să fie Dumnezeu!
Gloria aparține lui Dumnezeu. Lauda aparține lui Dumnezeu. A fost unul care a vrut să o fure și Dumnezeu l-a aruncat la pământ. De aceea, cântarea de laudă este foarte importantă. De ce? Asta mă voi să vă spun de ce cântarea este mai importantă decât predica și decât rugăciunea. Dacă Adam n-avea să păcătuiască, noi tot trebuia să lăudăm pe Dumnezeu. Noi astăzi predicăm și noi astăzi ne rugăm. De ce? Pentru că Adam a păcătuit. Și trebuie să predicăm ca oamenii să se pocăiască, să fie mântuiți. Însă dacă Adam nu păcătuia, el totuși trebuia să laude pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că noi suntem creatura și El este Creatorul. Și Biblia spune, frumos este să lăudăm pe Dumnezeu. Amin? Deci nu sta cu gura închisă când oamenii laudă pe Dumnezeu. Însă cântarea mi-a face ceva. Pavel și Sila la miezul nopții au cântat Domnului. Și Biblia spune, cântarea de laudă le-a dus izbăvire. Erau în butuci, cu mâinile, cu picioarele în butuci. Erau în groapă, erau legați, nu erau în biserică. Însă au avut putere să se încreadă în Dumnezeu. Au avut putere să spună, Domnul este cu noi. Noi totuși vom căuta să lăudăm pe Dumnezeu. N-au început să cârtească. N-au început să spună, noi, apostolii care iubim pe Dumnezeu și slujim Domnului, tocmai noi stăm aici legați, nu. Au început să laude pe Dumnezeu. Și această hotărâre lor de a lăuda pe Dumnezeu le-a adus izbăvirea. Poate ești într-o groapă în seara aceasta. Poate ești legat. Poate ești departe de casa lui Dumnezeu. Poate ești în strâmtorare. Poate ești bolnav. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea putere să-L lauzi pe El. Cântarea de laudă te poate scoate din plâns să te aducă să te bucuri înaintea lui Dumnezeu. Cântarea de laudă te poate scoate având picioarele în butuci, deslegând lanțurile, deslegând legăturile, ca să poți să fii liber în Hristos. Dumnezeu să ne ajute ca să nu cârtim în strâmtorările noastre și să avem putere să lăudăm pe Dumnezeu. Amin? Și vreau să mă opresc spunând, când va veni Hristos, când va veni Dumnezeu, ce va găsi eroarea la tine? Va găsi o gură care binecuvântează sau una care vorbește de rău? Va găsi o inimă mulțumitoare sau una care mereu nu este mulțumită? Încă o mașină, încă o casă, încă o haină, încă un ceapă. Și Biblia spune că aceasta este o goană după vânt. Deșertăciunea deșertăciunilor totul este deșertăciune. Dacă în viața aceasta singurul motiv este să mă îmbogățesc, să am bani, să am un nume, să mă îmbrac fain, să mănânc bine, este degeaba. Este degeaba. Deci mulțumește Domnul pentru cât ai, pentru că ai mai mult decât meriți. Mai mult decât ai nevoie, mult n-au ceea ce ai tu. Însă tu ai, eu am, slăvit să fie Dumnezeu. Când va veni El, va găsi El o inimă care laudă pe Dumnezeu, o inimă care cântă? Sau o inimă care când alții cântă și laudă, tu stai pe telefon să vezi dacă ai mai vândut ceva, ai mai primit un geam, ai mai primit o ofertă? Când va veni El, va găsi oare credință în tine? Credință în mine? Ne va mai găsi El pe cărarea Lui îngustă? Ținând la poruncii Domnului, având iubire unei față de alții, ne rugându-ne unii pentru alții. Când va veni El, va găsi oare în noi o iubire neprefăcută? Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi în această rugăciune să ne dăm răspuns. Pentru că noi fiecare în parte știm starea noastră. Nimeni nu ne cunoaște, nimeni nu ne știe în afară de Duhul Domnului și noi. Această rugăciune, dacă răspunsul este negativ la aceste întrebări, să cerem putere de la Dumnezeu ca El să ne ierte. Și încă ceva. Biblia spune că cine își mărturisește păcatele și se lasă, se lasă de ele, capătă îndura. Nu este doar destul să mărturisesc păcatul. Este mai important să mărturisesc, însă după aceea să mă las de el. De aceea când vă ieși din casa aceasta și vrăjmașul va veni cu ispita, spune, Doamne, dă-mi putere să biruiesc ispita. Când vrăjmașul va veni cu invidia, să spui, Doamne, dă-mi putere să biruiesc invidia. Când vrăjmașul va veni să fiu nemulțumitor, spune, Doamne, dă-mi putere să rămân mulțumit înaintea Ta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.